Bună seara, stimați telespectatori! Ne-am reîntors în studioul de Canal 33 și așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri seara, o emisiune de la ora 22 este dedicată spiritualității, dezvoltării personale și sănătății. Cu invitați de mare calibru în domeniile acestea mai speciale ale cunoașterii și pregătirii umane. Alături de mine, domnul Paul Ivan, terapeut, specialist în biorezonanță și unul dintre membrii echipei clinicii Eliade. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru prezentare! Spuneți-mi ce înseamnă biorezonanța pentru cei care nu sunt deloc familiarizați cu ea și aud pentru prima dată acest nume și ce poate aduce, schimba ea în viețile oamenilor. Biorezonanța este un concept în primul rând, la baza căruia stau studii științifice și observații care s-au făcut în decursul, aș zice, ultimului secol. Biorezonanța presupune capacitatea organismului și a componentelor lui de a rezona la o anumită influență, la o influență, de exemplu, electromagnetică. Aparatele de biorezonanță folosesc tocmai aceste unde electromagnetice pentru a citi și pentru a susține bioenergo-informațional procesele de autovindecare. Există, după cum vă spuneam, o istorie, să zicem, îndelungată a biorezonanței. Din această istorie am putea să menționăm câteva nume de referință, cum ar fi Raymond Royal Rife, absolvent al Universității Heidelberg, care în anul 1931, deci iată acum mulți ani, a fost ovaționat cu ocazia unui banchet în cinsta unor rezultate de excepție obținute prin utilizarea unei tehnologii pe care el a pus-o la punct, o tehnologie care utiliza tocmai acest fenomen de biorezonanță. Deci el a creat un microscop denumit la vremea respectivă microscop universal, deci un microscop optic care avea capacitatea de a mări de mii de ori, deci puterea de magnifiere de mii de ori, și a constatat că folosind anumite frecvențe de lumină, de o anumită intensitate, poate obține rezultate uimitoare, cum ar fi distrugerea unor agenți patogeni, unor microbi și așa mai departe. În urma unui experiment care a durat circa o lună la un spital din San Diego, s-a constatat că în proporție de 100% pacienții care sufereau de probleme oncologice au fost vindecați. Deci prin urmare, biorezonanță înseamnă și o formă de diagnoză și o formă de terapie în același timp. Biorezonanța înseamnă o formă de evaluare. Diagnosticul aparține medicului. De acord. Biorezonanța este o formă de evaluare pe componenta bioenergo-informațională. Este o metodă de terapie, dar cu ghilimele, este o metaterapie în sensul în care remediile pe care dispozitivele de biorezonanță le pot produce vin să susțină procesele de autovindecare. Deci ele nu dau rețete cu medicamente. În mod clar, nu este vorba de rețete cu medicamente. Este vorba despre, în primul rând, despre o înțelegere, despre o cunoaștere în detaliu și bogată și interconectată
și în același timp de posibilitatea de a interveni în sensul acestei susțineri, bioenergoinformațiune. Până la a vorbi despre partea de terapie, aș vrea să ne dați mai multe informații despre cum evidențiază biorezonanța situația persoanei care se prezintă la dumneavoastră, ce tipuri de informații puteți afla, dacă unele dintre ele poate sunt oferite în mod unic de această metodă, poate că nu, sau poate sunt și alte metode care evidențiază aceleași factori. Care ar fi unicitatea, să spun, metodei de biorezonanță? Biorezonanța, după cum începusem să vă spun, permite citirea comportamentului bioenergoinformațional prin niște senzori care se conectează prin ținerea unor electrozi, deci practic e vorba despre niște senzori, și cu ocazia care se țin în palmele persoanei evaluate. Exact, cu ocazia parcurgerii organismului de către acest curent electric, se evidențiază anumite rezistențe, deci un anumit comportament electric. Acest comportament electric este comparat cu ceea ce există deja în baza de date. Deci noi nu avem același nivel de electricitate în tot corpul, ci sunt anumite zone mai coborâte ca electricitate, altele cu electricitate mai ridicată, și asta evidențiază niște aspecte. Exact, exact. Starea de sănătate este caracterizată printr-o bună curgere a energiilor în organism. Dacă există obstacole în ceea ce privește curgerea energiilor, circulația energiilor, mai devreme sau mai târziu, ele se vor reflecta la nivelul corpului fizic printr-o afecțiune. Ceea ce noi facem prin dispozitivele de biorezonanță este să identificăm din timp unde există aceste blocaje sau zone pe care există un consum prea mare. Deci acolo unde identificați probleme, de regulă este un deficit, nu un surplus. Putem să identificăm un deficit și putem să identificăm alte zone care ar putea să fie asociate unei inflamații, unei acutizări, unor procese care deja s-au declanșat și care atrag mai multă energie în zona respectivă, tocmai pentru a fi echilibrate. Deci putem să ne dăm seama de aceste aspecte. Deci deficit, exces și perturbare. Deci exact ca și în medicina tradițională indiană. Dar folosind totuși niște mijloace ale tehnologiei moderne, științifice, pentru că înainte terapiile acestea bioenergoinformaționale erau mai degrabă apanajul unui vector uman, care folosind anumite sensibilități, extrasensibilități, detectau anumite perturbări. Dumneavoastră faceți această evaluare folosind aparate de ultimă generație și iată tehnologia electromagnetică. Da, așa este. Așa este. Această tehnologie dă o măsură mai exactă a comportamentului electromagnetic, după cum vă spuneam, la nivelul țesuturilor, a organelor, a organismului în ansamblul lui, poate să dea o informație cu privire la posibila prezență energetică a unor microorganisme, fungi, deci metale grele și așa mai departe. Putem să detectăm prin această metodă metale grele sau putem să detectăm și virus sau alte forme de... După cum vă spuneam, este o metodă de comparare a unor semnături energetice. Aceste semnături energetice pot proveni de pe diferite niveluri. Adică aparatul ne dă o idee în așa fel încât să putem să corelăm niște informații. După cum vă spuneam, tehnologia de biorezonanță nu reprezintă un diagnostic și nu este un test fizico-chimic sau biologic. Dar ne dă niște idei foarte importante și niște informații semnificative cu privire la ce se întâmplă în organism, pornind de la nivel celular. Ce arată
această tehnologie la persoanele care vin la dumneavoastră? Mă refer dacă ne puteți da niște pattern-uri de probleme cu care românii vin, nu știu, și care probabil că generează din anumite tipare de comportament pe care le avem. Da, ați atins un punct foarte important, pentru că, vedeți, în această paradigmă în care sunt folosite aparatele de biorezonanță, omul nu este conceput ca o mașinărie biologică. Într-adevăr, există o multitudine de structuri care susțin o ființă umană. Și una dintre aceste structuri este cea emoțională, cea atitudinală și așa mai departe. Și despre care se vorbește în foarte multe forme de terapie, chiar modernă, este această nouă medicină germană care pune foarte mult accent pe partea emoțională și pe semnificația psihologică a anumitor simptome și multe alte domenii terapeutice de ultimă generație care iau tot mai în serios implicarea și relaționarea dintre emoțional și starea de sănătate fizică. Exact, așa este. Referitor la întrebarea anterioară pe care mi-ați adresat-o, sunt anumite elemente care se regăsesc la mai multe persoane care fac această evaluare. Deci noi nu putem să le denumim pacienți. Sunt subiecții ai unei evaluări, deci sunt niște ființe care doresc să cunoască ceva despre ele și, în virtutea acestei cunoașteri, să poată întreprinde ceva, să poată face niște alegeri de viață, de stil de viață, de stil de, dietă, comportament, ceea ce privește atitudinea față de ceilalți, față de ei înșiși. Chiar și comportament de cuplu. Am avut anterior, acum câteva luni de zile, o invitată, o altă colegă de-a mea la emisiunea Sănătate, Trup și Suflet, a mai avut o invitată specializată în biorezonanță care a venit cu niște aparate și mi-a făcut o diagnoză ca să aibă un studiu de caz, n-a spus pe cine da. A fost făcut, dar ca să aibă un studiu de caz și îmi reliefa că inclusiv poate să-ți spună niște lucruri și legate de relația de cuplu și de relația cu copiii, persoane apropiate, adică nu doar strict partea medicală, partea, să zic, fizică. Așa de este. Deficit de anumite substanțe, exces de altele și așa mai departe. Exact. Deci, în urma acestei evaluări, noi urmărim mai multe profile. Urmărim, de exemplu, un profil alergic, urmărim un profil emoțional. Există un test care se intitulează test de echilibru emoțional. Și acolo, în funcție de rezonanțele pe care le descoperă aparatul, putem să vedem, în primul rând, care ar fi atitudinea lăuntrică care blochează sau care creează anumite limitări în comportamentul biologic. Deci ele sunt intercorelate. Și menționând acest lucru, discutând pe marginea acestor aspecte, de cele mai multe ori au loc niște înțelegeri. Deci este un punct de pornire care cel mai adesea este atât de bine țintit încât dă o reacție de wow. Da, oamenii sunt șocați că pur și simplu ține de mână niște electrozi. Exact. Li se pot spune niște elemente despre propriul profil de personalitate și sănătate la care poate s-ar aștepta să răspundă la 1000 de întrebări și... Da, sunt niște lucruri care ajută foarte mult. Să facă nu știu câte teste de sânge, de diverse... Sigur că da. Deci, lucrul ăsta înseamnă, în primul rând, informație. Informația înseamnă putere. Oricum, pe mine m-ați câștigat dacă o să decid să-mi fac niște analize, o să vin la biorezonanță, eu am oroare de ace, o singură dată am fost și mi-am luat o probă de sânge. Deci, și le-am cerut atunci să-mi măsoare un anumit parametru și au uitat. Și asta, nicio problemă, că reveniți, stați liniștiți că revin, țineți bine
aici. Da, până atunci scaunul cald care vin sigur, au trecut 10 ani. Vă așteptăm să veniți. Da, poate că mai sunt și alte persoane care nu prea agrează ideea de a li se lua probă de sânge și metoda dumneavoastră este una foarte non-invazivă, doar ții în mână un electrod. Da, vă mulțumesc, nu este metoda mea, este o metodă pe care o practicați. Sigur. Deci, după cum v-am spus, generații la rând au construit în jurul acestei metode. Și deci sunt oameni de știință care și-au adus contribuția, o contribuție esențială. Ea se sprijină pe această nouă paradigmă, deci pe o paradigmă non-newtoniană. Ce înseamnă non-newtoniană? Adică o paradigmă în care lucrurile nu sunt văzute, de exemplu, în separare. Conform acestei noi paradigme, lucrurile sunt intercorelate. Atomul, celula de la degetul mic conține toată informația și toată energia întregului organism. Așa este. Și lucrând eventual doar pe o singură celulă, ea poate transmite în teorie acea informație modificată însănătoșită către tot organismul. Cumva este și principiul homeopatiei într-un fel. Este viziunea holografică a realității, conform căreia partea este în tot și totul este în parte. Există și partea întunecată a forței aici. Știm că există așa numiți vrăjitori, magi și așa mai departe, care plecând de la un fir de păr, deci până la urmă de la câteva celule ale persoanei, doresc să influențeze, din păcate nu de o manieră benefică, Este ca și energia atomică. Deci, poate fi folosită și la bombe, poate fi folosită și să produce electricitate pentru toată planeta. Exact. Un alt principiu nou pe care îl aduce această paradigmă este cel al nedeterminării. Deci, conform teoriei newtoniene, lucrurile sunt clare, stabile și au un determinism. Conform acestei noi teorii, există un indeterminism, un factor de non-linearitate. Deci, non-linearitatea este cea care caracterizează sistemele viului. Deci, aceste două paradigme se află în clipa de față într-un proces de contopire. Ce ar putea să însemne non-linearitatea transpusă în sănătatea omului? Puteți să ne dați niște exemple mai concrete ca să înțelegem? Da. O să vă dau un exemplu care vine din domeniul fizicii cuantice, a mecanicii cuantice. Cu toții știm că în jurul nucleului sunt electroni. Conform principiului nedeterminării, care exprimă într-un fel această non-linearitate, nu se poate ști cu precizie unde se află respectivul electron în jurul... Se poate spune că el se află pretutindeni și nicăieri. Pentru că el nu poate fi, pentru că mișcarea lui este atât de rapidă, încât nu poate fi identificat. Mai mult decât atât, între nucleul electronic, nucleul atomic și electron, există un spațiu. S-a calculat că din ceea ce înseamnă electron, atom, scuzați, 99,99910 înseamnă vid. 0,00010 înseamnă materie. Și, prin urmare, noi suntem 99,999 vid și doar o particică infimă de materie și noi ne imaginăm că lucrurile sunt solide stabile și că trebuie totul să se facă cu bisturiu, cu fierăstrău și cu alte lucruri. Exact. Iată că aici este marele mister, pentru că ce umple acest vid? Acest vid este și ce ține lucrurile agregate? Exact. Și s-au făcut experimente științifice și s-a constatat că există un factor care determină o alegere, ca și cum ar fi o alegere din partea, să zicem, materiei sau acestui câmp. Da? În sensul în care prezența observatorului, ceea ce în fizica newtoniană nu avea niciun fel de importanță, deci prezența observatorului... Modifică comportamentul... Exact. Modifică, la nivel cuantic,
prezența observatorului determină modificarea comportamentului particulei, care este fie particulă, fie undă. Exact. Și lucrul ăsta se întâmplă sub influența conștiinței. Deci iată cum se corelează lucrurile. Și iată cum putem să înțelegem mai ușor cum funcționează biorezonanța. Pentru că funcționează pe niște nivele foarte subtile. Din acest motiv, poate și pune în evidență niște lucruri în faze foarte incipiente, care nu s-ar vedea la niște analize medicale clasice, dar se pot vedea prin această metodă. Așa este, așa este. Înainte ca o suferință să apară pe corpul fizic, deci pe componenta biologică, există mai multe etape. După cum spuneam anterior, nu suntem niște mașinării biologice. Avem o componentă mentală, avem o componentă emoțională, avem o componentă spirituală. Dacă aceste componente nu funcționează în echilibru una cu cealaltă și nu sunt suficient de, să le spun așa, dinamizate, atunci sigur că mai devreme sau mai târziu o disfuncție la nivelul uneia dintre aceste componente se va reflecta la nivelul corpului fizic. De aceea trebuie să dezvoltăm și aceste aparate de biorezonanță, aparatul de biorezonanță pe care îl folosesc, dă niște informații, niște indicii asupra modului în care ființa umană ar trebui să aducă anumite corecții ușoare ale comportamentului sau atrage atenția asupra unor elemente. Pentru faptul că trăim în această viață modernă și suntem înconjurați de aparate, ținem pe noi telefoane, laptopuri, tablete, plasme, se întretaie Wi-Fi-uri. Da, da. Ce impact are la nivel electromagnetic asupra ființei umane? Suntem altfel decât erau acum 100 de ani oamenii? Da, cu siguranță, suntem altfel. Deci noi trăim îmbăiați, scăldați în frecvența Pământului, care este de 7,83 Hz, se pare că s-a modificat, care este rezonanța Schumann și care este corespunzătoare frecvenței alfa a creierului. Deci frecvența creativității. Deci este o frecvență fundamentală a creierului nostru. Liniștitoare, exact. De creativitate, exact. De exact. Pace, de bine. Da. De limpezire. Da, sigur. Mediul în care trăim este un mediu poluat electromagnetic. Este la fel de adevărat că organismul nostru face eforturi pentru a compensa această poluare electromagnetică, dar el trebuie susținut, pentru că în decursul aceleiași generații, adică pe durata vieții unui om, partea lui biologică nu se poate adapta atât de ușor. Poate că peste 3 generații lucrurile vor fi altfel, în sensul în care aceste mecanisme de adaptare își vor fi intrat în funcție corespunzător. Dar noi suntem generația de sacrificiu, cum se spune, exact. Din această perspectivă. Da. Este o noutate absolută pentru ceea ce înseamnă informația noastră genetică. Deci influența asta electromagnetică este absolut nouă și foarte intensă. Pentru că rasa umană este stabilită cu zeci de mii de ani în urmă, cel exact. Puțin datele exact. Aparatelor de măsură, dar numai în ultimii 20-30 de ani suntem supuși, mai ales în ultimii 10 la această explozie de unde, cum n-a mai fost niciodată în istoria rasei umane. Așa este. Aparatul de biorezonanță cu care lucrez. Și natura modifică încet. Ea are balonje de milenii, de secole și noi vrem în 2 ani să ne facem niște cyborgi. Da, da. Așa este. Așa este. Aparatul de biorezonanță pe care îl folosesc indică situațiile în care persoana a fost expusă unui stres electromagnetic. Deci indică foarte clar, mai mult. Stres de natură, radioactivă. Chiar am avut asemenea discuții cu persoane și mi-au relatat că fie au călătorit cu avionul, fie au trecut prin aparate, fie rudele apropiate au făcut, radioterapie sau ceva. Deci au existat niște surse de contaminare radioactivă, chiar dacă a fost un nivel scăzut. Totuși, din punct de vedere bioenergo-informațional, acest lucru a putut fi evidențiat pe aparat și am avut confirmare. Ce se face pe partea de terapie, pe partea de după constatarea unui anumit profil, care este urmarea terapeutică? Da.
În primul rând este vorba de cunoaștere și cunoașterea însoțită de niște alegeri de viață care să însemne în primul rând o prevenție. Tot informațional, această tehnologie permite structurarea apei și a luminii. Adică informația respectivă poate fi transmisă, corectoare, informația corectoare poate fi transmisă prin intermediul apei structurate și a luminii. Prin urmare, o apă specială, o apă modificată, exact, pe care persoana o bea și are un efect de vindecare. Are un efect în ceea ce privește susținerea proceselor de autovindecare. Deci este o susținere care poate să aibă și rezultate vizibile. Sigur că este nevoie de o gamă diversă de intervenție. Adică, în primul rând, hotărârea persoanei, decizia persoanei de a modifica ceva, opțiunea pentru viață. Alături de aparatul de biorezonanță și de această intervenție foarte blândă de care v-am vorbit, noi folosim și alte dispozitive, cum ar fi tehnologia de neuromodulare dinamică, scenar, și câmpurile magnetice pulsatorii. Să explicați puțin, că sunt destul de puțin cunoscute aceste metode. Da. Deci, câmpurile magnetice pulsatorii sau tehnologia PEMF, cum este denumită în literatura de specialitate. Am auzit de ea în Matrix, dacă nu greșesc. Da. Când cu acele impulsuri rebelii blocau mașinile. Da, sigur. Pentru o stare de echilibru, de optim de echilibru, pentru că noi suntem în permanență într-un echilibru dinamic. Deci nu suntem într-un echilibru static, pentru că factorii de mediu și viața noastră este diversă și avem surse de influență din toate părțile. Important este ca noi să funcționăm în acest echilibru dinamic. Fac acum o paranteză. Însuși faptul de a merge pe jos. Da? Când cineva merge pe jos, este mai degrabă imponderal. Adică el mai plutește, exact, plutește între doi pași pe care îi folosește drept jalon, dar el practic mai mult zboară decât, mă înțelegeți? Adică nu e ca și cum ar fi într-un contact cu solul și permanent. Există un moment de balans în tot ceea ce facem. Apropo, paranteză, ați determinat la aparatul dumneavoastră și animale sau alte forme de viață? Vreau să știu dacă există diferențe semnificative apropo de ceea ce spuneați. De exemplu, o reptilă care se trăște, dacă din acest punct de vedere prezintă niște modificări față de om care plutește. Da, a fost o metaforă cu plutitul, deci nu, doar ca să arăt că între doi pași este ca și cum într-un fel am plutit. Pe aparatul de biorezonanță putem să identificăm, de exemplu, dacă există sensibilități în ceea ce privește factori alergeni care vin din domeniul dinspre animal, adică păr de pisică sau păr de câine sau acarieni. Deci putem să identificăm, dacă am înțeles bine sensul întrebării. Aparatele celelalte de care v-am spus pot fi utilizate, adică tehnologia scenar și PEMF pot fi utilizate și pe animale pentru îmbunătățirea stării generale. Deci chiar dacă sună puțin așa neobișnuit, scenariul, de exemplu, este folosit pentru îmbunătățirea performanțelor cailor de curse. Deci, în domeniul uman este folosit pentru îmbunătățirea performanțelor sportivilor, pentru diminuarea efectelor traumatismelor, pentru accelerarea proceselor de vindecare. Deci o recuperare mai accelerată. Da, pentru reducerea semnificativă până la dispariție a durerilor. Deci este un lucru care poate fi evidențiat în cele mai multe cazuri, încă de la prima ședință de terapie. Deci asta este un lucru extraordinar. Și care este principiul acestei terapii? Principiul este că
reușește să stimuleze secreția de neuropeptide, adică din farmacia internă a organismului, semnalele electrice neurosimilare stimulează secreția de neuropeptide specifice cu efect analgezic, antiedematos și antiinflamator. Deci în loc să luăm analgezice, pastile și alte forme, stimulăm organismul să secrete substanțele necesare și să se vindece singur. Exact, exact. Deci asta reușește să facă scenarul. Este un aparat care are un algoritm de frecvențe care permite stimularea farmaciei lăuntrice a organismului. Atât la nivel local, cât și la nivel general. Pentru că starea omului se îmbunătățește și sub aspect general. Calitatea somnului, calitatea vieții, starea de bună dispoziție, chiar starea de bucurie. Toate lucrurile astea apar și nu au un caracter așa, știu, care ar putea să fie pus la îndoială. Deci este chiar ceea ce oamenii spun. Ce origine are aparatul? În ce țară este produs? Acest aparat a fost inventat de savanții ruși. La construirea lui au participat aproximativ 100 de oameni de știință în anii 80. El a fost conceput pentru domeniul aerospațial rusesc, în cadrul programului aerospațial. A fost un dispozitiv la vremea respectivă secret și ulterior, după modificările care au avut loc la nivel mondial, politic și așa mai departe, acest dispozitiv a intrat în uzul clinicilor, spitalelor, centrelor de wellness, a persoanelor care doreau și care aveau nevoie să-și îmbunătățească starea lăuntrică, să-și diminueze durerile și să-și rezolve anumite probleme pe care altfel nu puteau să le rezolve. V-am întrebat, deci prin urmare a fost un aparat, să spunem, cu aplicații militare, dar exact, ascult să spunem așa generic, care a fost ulterior oferit și lumii medicale. V-am întrebat pentru că eram curios, bănesc că acest aparat are niște etalonări și deci aceste etalonări făcute de producătorii lor sunt pe oamenii din spațiul sovietic, Rusia. Cât de relevant este pentru români? Adică sunt diferențe semnificative? Am înțeles întrebarea. Deci acest aparat dă o măsură a gradului de conductivitate a pielii. Deci, în acest sens, nu este neapărat o etalonare, este o capacitate de a măsura gradul de rezistență al pielii. Deci se lucrează după protocoale generale, după protocoale locale și se lucrează acolo unde există anumite, sunt denumite asimetrii. Deci, de exemplu, între două valori mici, dacă am o valoare mare, înseamnă că ceva acolo se întâmplă. Organismul mobilizează pe punctul respectiv energie. Această energie poate fi recunoscută prin componenta electrică. Deci de ce mobilizează la nivelul respectiv? Și este foarte interesant. Deci se lucrează pe zonele respective, pe zone simetrice, pe zone reciproce. Deci nu se lucrează numai acolo. E foarte interesant. Deci se lucrează după niște principii ale medicinei tradiționale chineze. Deci după zonele de simetrie și de reciprocitate. Este foarte interesant. Pentru că energia trebuie să fie cumva oarecum echilibrat distribuită în întregul organism. Da. Sigur. Altfel poți să iei de undeva să rezolvi o zonă și în altă, faci un exces în altă parte. Exact, așa sau este. Sau un deficit în altă parte. Exact, așa este. Prin utilizarea tehnologiei scenar, practic toate deci tot ceea ce are de făcut organismul în sensul menținerii echilibrului, toată lista este rearanjată. Se stabilesc niște noi priorități. În funcție de zona care este aleasă pentru lucru, sunt trimise semnale de la nivelul pielii către sistemul nervos central, către creier și creierul ia această decizie de reprioritizare a tuturor sarcinilor. Pentru că semnalele electrice de la nivelul respectiv
îi atrag atenția că acolo este o anomalie care trebuie rezolvată cât mai curând și este prima din listă. Dar pot fi situații de persoane care să aibă în general o suprasarcină electrică sau din potrivă un deficit? Vă întreb din perspectiva recomandărilor care se făceau, de exemplu, să îmbrățișăm un copac sau să mergem desculți prin iarbă sau pe pământ, că acest lucru ar putea să facă o descărcare electromagnetică a organismului nostru de niște suprasarcini și să scăpăm în felul ăsta de o parazitare. Sigur că da. Există persoane care, de exemplu, în urma unor afecțiuni cronice prelungite, prezintă valori scăzute la nivel general. Deci există anumite coridoare de valori care ne indică starea persoanei, starea generală. Adică este într-o stare inflamatorie sau este într-o stare cronică în care nivelul de energie este scăzut. Prin utilizarea acestor dispozitive este posibilă trezirea capacităților de autovindecare, pentru că întotdeauna există resurse, undeva există resurse, dar ele sunt blocate. Ori asta ne interesează, să deblocăm aceste resurse energetice pe care organismul știe după aceea să le utilizeze pentru echilibrarea situației pe un anumit palier. Cam cu ce tip de probleme și ce tip de pacienți vin la dumneavoastră la Clinica Eliade și ce așteptări au când vin la o astfel de terapie? De unde aud de regulă de ea? Persoanele care vin la clinică sunt persoane care doresc să afle lucruri despre ele. Doresc să afle lucruri despre comportamentul bioenergo-informațional la nivel de celulă, de organ și așa mai departe. Nu vor să afle și lucruri despre partenerul de viață. Mi-amintesc celebru film Gattaca, în care era o acțiune, se petrecea în viitor și oamenii erau modificați genetic și doamnele se duceau la un aparat din ăsta special și dădeau un fir de păr al posibilului partener de viață și primeau un desfășurător foarte lung cu tot felul de parametri și își dădeau seama dacă există o compatibilitate sau nu între cei doi și dacă este un prospect, o rută promițătoare sau nu de urmat pentru doamnele respective. Da, aici lucrurile sunt puțin mai complicate, dar aparatul poate să dea indicații cu privire la persoana care vine, deci chiar la ea însăși. Și în urma unei autoanalize, ea poate ulterior, fie printr-un demers individual, ceea ce este mai dificil, fie printr-un demers profesional, într-o ședință de psihoterapie, pornind de la lucrurile alea care i s-au părut că sună și că se potrivesc, poate să îmbunătățească sau să aducă relația de cuplu la un optim. Nu înseamnă neapărat că optimul ar fi să stea împreună, după cum nu înseamnă neapărat că optimul ar fi să se desparte, dar ei ajung să înțeleagă cum este cel mai bine. Îmi amintesc că există o metodă tibetană a pulsurilor în care chiar dacă bărbatul este bolnav undeva pe munți, este suficient să vină la terapeut soția și prin luarea pulsului află foarte multe lucruri și îi dă remedii pentru soțul bolnav din munte. Exact. Este foarte adevărat. Și acești medici de medicină chineză sau de medicină ayurvedică folosesc o tehnologie de luarea pulsului într-un anumit fel, cu trei degete, în fine, există și un mod de relaționare care înseamnă aspect fizic, deci fizionomie, deci un alt mod care într-un fel era corespunzător acelor timpuri. Acum dar, noi folosim... Dar vedeți ce paradox, pentru că acest tip de analiză și de terapie duce foarte mult spre zona asiatică. Așa este? Și o vedem la ruși, care au fost unul dintre nucleele de materialism. Ne amintim, materialismul dialectic, există doar materie, asta cu spiritualitatea, religia ucide, religion is poison, ne amintim unul dintre sloganele pe care le spunea un anumit popor când a invadat o țară. Și
pe de altă parte, deci ei aveau toată această ideologie materialistă și pe de altă parte puneau la cale astfel de tehnologii. Mi se pare adevărat, foarte... Este paradoxal. Trăim permanență în paradoxuri. Tehnologiile acestea pe care le utilizăm în clinică permit, de exemplu, evidențierea nivelului de funcționare pe ceacrele energetice sau gradul de circulație, nivelul de circulație al energiilor pe meridiane. Deci sunt metode care au fost puse la punct și dezvoltate de pionieri în acest domeniu. Reinhard Wohl este una dintre personalitățile... Acum, prin intermediul tehnologiei despre care vorbiți, ceacrele nu mai sunt doar așa niște fantasme în capul oamenilor, că știți, dacă vorbești unor oameni savanți, academicieni, medici, dacă te duci la un celebru chirurg, spune, pleacă doamne de aici, că am tăiat 1000 de oameni și n-am găsit nicio ceacră. Deci, prin intermediul acestei tehnologii, lucrurile astea sunt puse în evidență, într-o manieră, sigur, dar într-o manieră științifică, evidențiată la aparate, nu sunt doar niște fabulații. Nu sunt niște fabulații. Sunt cât se poate de autentice. Este adevărat că o asemenea informație adusă unei persoane care nu este pregătită, rămâne doar la nivelul unei cunoașteri. Dar o asemenea informație adusă în atenția unei persoane curioase și care are o anumită deschidere, ar putea să declanșeze și o opțiune de a trece la act, ca să zic așa. Deci de a practica o anumită formă de o anumită practică, deci de a face o anumită practică gen, știu eu, yoga, qigong, tai chi sau, în fine, din zona orientală, care să o ajute să își dea seama exact, adică să recunoască pe propria piele, între ghilimele, existența acestor centri energetici. Deci nu este doar un lucru din minte. Nu, este un lucru care se simte. Și cum evidențiază aparatul centrii energetici? Sub ce formă? Cum arată pe aparat? Este foarte interesant. De exemplu, deci sunt situații în care aparatul spune în urmă cu 3 luni a existat o afectare a centrului, a celei de-a treia ceacră, manipura ceacră. E posibil să fi avut un conflict cu colegii, cu șeful, cu, în fine. Și este foarte interesantă reacția persoanelor care își aduc aminte. Și chiar, deci, vă dați seama că și eu mă testez, adică e ceva foarte interesant. Și m-am testat într-un asemenea moment și tocmai pentru că eram afectat de o anumită situație și aparatul mi-a spus. În urmă cu o zi, adică ieri, cum ar veni, a existat o afectare la nivelul ceacrei inimii, ceea ce era exact. Deci, exact. Am fost... Cât de repede a reușit să identifice. Da, și... bine, eu sunt unul, adică eu imediat... Dar testați și vă etalonați în felul ăsta, vedeți eficiența aparatului. Da. Această etalonare, adică această recunoaștere îi face pe oameni să fie mai atenți la ei înșiși. Deci crește capacitatea... Pentru că își dau seama că are un efect al fiecarei stări, a fiecărui gând, a fiecărei situații mai tușate, mai subliniate, mai apăsate de viață, știi că imediat dă undeva un efect într-o anumită ceacră și ceacra aia de regulă este în relație cu niște aparate și sisteme și dacă perturbarea continuă sau se adâncește, conduce către o problemă fizică. Exact. Este un prilej de responsabilizare. Deci oamenii aleg conștient un anumit stil de viață. Am început să vă vorbesc despre tehnologia PEMF. Ca și scenariu, această tehnologie, deci acest puls magnetic oscilator, asigură o îmbunătățire a funcționării la nivel celular, o echilibrare a potențialului de membrană. Deci este un lucru foarte important.
Pentru că jumătate din energia celulei este direcționată pentru menținerea potențialului de membrană. Atunci când există o extenuare datorată unor factori diversi, pornind de la stres, la toxicități, la existența unor, paraziți și așa mai departe, nivel de deshidratare, deficit de, sau dezechilibru de minerale și așa mai departe, acest potențial de membrană celulară se modifică, scade și schimburile dintre interiorul celulei și exteriorul celulei nu au loc în mod corespunzător. Ori această tehnologie PEMF permite refacerea potențialului de membrană celulară. Este un lucru foarte important. Totodată este îmbunătățită capacitatea celulelor sângelui de a distribui, de a transporta și de a distribui nutrienți și, și oxigen la destinatari, deci la celulele care au nevoie, adică la practic toate celulele. Utilizarea acestei tehnologii, ca și la scenar, asigură o dobândire a unei stări de relaxare. Asta e un lucru, de asemenea, foarte important, pentru că majoritatea proceselor inflamatorii apar pe un fond de stres, așa, foarte general. Deci pe un fond de de epuizare nervoasă, de supraconsum. Ori atât scenariul, cât și tehnologia PEMF permit echilibrarea funcționării celor două componente ale sistemului nervos vegetativ, respectiv sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic. În decurs de 30 de secunde de la inițierea operării cu ajutorul tehnologiei scenar, din literatura de specialitate, organismul comută de pe simpatic pe parasimpatic, de pe luptă sau fugi, pe regenerare și refacere. Foarte, foarte interesant. Pe mine m-ați convins. O să vin să-mi faceți o evaluare și să-mi spuneți cum arată chakrele mele și multe alte elemente pe care le-ați enumerat și pe care această metodă le poate evidenția. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Sunt convins că a fost o ediție care v-a oferit niște informații noi despre ce putem face pentru sănătatea noastră și pentru starea noastră de bine. Cu aceasta vă doresc un weekend excelent și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. O seară liniștită!